Festivalul de aici a avut agentura de 5 ani, a fost o inițiativă care a fost prezentă extraordinar din moment de primărie a media și domnul primar al Teodoneamțu aici de față. Am vrut să fac festivalul în media și pentru că mi s-a părut că e foarte important ca România să se anexeze într-o zonă geografică, alta decât se povestește istoric ar fi că aia aparține. Adică, sigur, Iorga știa de Bizanț despre Bizanț, Iorga știa Nicola Iorga, să zic așa, știa de legăturile României cu Bizanțul, cu Balcani, dar la ora actuală, indiferent ce zicea Iorga la vremea lui, două trei din România n-a fost niciodată în Balcan. N-a fost, că așa a fost istoria. Atunci am ținut să aduc un omagiu acestei părți a României, care n-a făcut parte din Balcan. Și am ales media și din multe, multe puncte de vedere, evident, primordial a fost fizic extraordinar, dar de primărie în Veza, de atunci cum astăzi. Festivalul a avut 5 ediții, adică 5 ediții a festivalului, și a fost inițial Festival al Europei Centrale, axat pe cele 7 țări care constituie Europa Centrală, în care a fost și este și acum un festival premiate. Adică noi nu facem o selecție a felul în care le selecționăm pentru festival, ci firmele naționale din cele 7 țări, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, România, Austria și Ungaria, se prezintă la acest festival la noi și apoi sunt din nou capăt de un premiu special. Mai ales de bucurie este că am avut un astfel foarte bun. Un film care a fost la noi, Ida, și care a fost prima dată premiat la Mediaș, a ajuns direct la Oscar. Știți foarte bine că anul trecut filmul Ida polonez a dat premiul mare, premiul la Mercer, a fost, deci, selecționat și a primit premiul Oscar, ceea ce este o contribuție extraordinară a festivalului nostru și a filmului care am lucrat. Suntem foarte bucuroși. Începând de la festivalul de anul trecut, am părăsit ideea de a face festivalul generalist, așa în care să fie aduse filme, 20, 70, 50 de filme, să vede lumea să vadă filme. Cred că m-am gândit că îmi vrei să cunoști literatura, încep să cunoști literatura de vârf. Nu ca fiți așa în oraș, 30 de cărți sau ultime 50 de cărți apărut în București. Și atunci am vrut să facem festivalul tematic. Mai ales că pentru educația cinematografică a oamenilor din România, din păcate, educația este extrem de precară. România este țara care la ora actuală are cele mai puține cinematografe private, are cel mai mic număr de spectatori la film din toată Europa. Nu vorbesc numai chiar de Europa Centrală. În timp ce filmele poloneze ajung în România la 1 milion de spectatori, filmele românești cele mai bune ajung în România la 150-170 și mai departe. Deci, ridicol de puțin. Pentru că nu s-a făcut niciodată o educație cinematografică, așa cum s-a făcut și în Franța și în Polonia, adică începând de la școală, de la liceu. Atunci am considerat că festivalurile tematice sunt mult mai indicate pentru acest loc. Anul trecut a fost căderea Zizului, adică Revoluția de 99, am dat filme capodopere din filmele vechi poloneze, cehe, ungurești și așa mai departe, cu mari regizori. Vaida Karolevovici, Forman și așa mai departe. Anul ăsta avem o temă extrem de interesantă, care nu e primul tema este anul acesta, primul război mondial. Atunci când am încercat să alegem această temă, n-am știut de impactul extraordinar. Acum știm multe tot, foarte multe lucruri. Acest prim război mondial a fost esențial și a determinat după ultimii istorici toată istoria Europei din 1918 până la Tegrezin, până astăzi. Poveștile cu Ucraina, cu Putin, cu Polonia, sunt toate urmări acelui prim război mondial. Am început să studiem să găsim și am găsit, într-adevăr, 25 de mari filme care se referă la acel război mondial, din toată perioada, deci nu din anumită țară, și am întâlnit să facem niște simpozioane, seminare simpozioane cu acest tematic. Adresându-ne și având de bucurie să primim ca oaspeți personalități profesori de istorici și istorici de lume mondială. Anume, vom fi vizitați și suntem prezimiți de Institutul de Istorie de la Teron din Franța, care este cel mai serios institut de istorie de acest război mondial, profesorul Boia, pe care mai vreau să povestesc ce înseamnă și ce este, va conduce un seminar la noi, profesorul Sun, de la Teron, va veni aici,
Doamna încărmărea cu patricizăm să aici care va prezenta memorialistică din Dumnezeu Mântuitor. Deci vor fi pași o seminarie care vor fi paralel cu aceste filme. Mai departe, urmăm cu filme din concurs, care sunt cele 7 filme primeate, cele 7 țări. Avem selecția președintelor, care sunt filmele Iriș, care au fost în fiecare an, se prezintă la Sinagoga în Mediaș, care sunt unicate și pentru că Sinagoga este un monument extraordinar, pentru faptul că sunt filme necunoscute care au dispărut complet în 1940, prin dispariția civilizației Iriși care a creat această limbă extraordinară. Sunt filme reconstituite, filme refăcute la National Center of Jewish Film din Boston, care reconstituie și reface filme de limbă Iriși foarte vechi. În afară de acestea avem un omagiu grand marului regizor român, Mircea Prevăru, un prieten al meu extraordinar, niște filme, două filme care reamintesc de genocidul armean în 1915, care și este foarte legat ca fenomen istoric de primul război mondial. Cam acest lucru. Țara invitată este Franța, care este strigit foarte tare, foarte mult. Avem filme franceze în concurs, avem și Bernard Tavernier care vine și a strâns regilor francezi importanți. Filme mari, clasice franceze, cum ar fi Regret, cum ar fi Jean Renoir, cum ar fi Carol de Fusion. Foarte, foarte mulți francezi. Da. Asta ar fi, nu vreau să le rugăcesc foarte mult povestea asta, asta ar fi esența ce se întâmplă la filme. Și acum aș vrea să dau cuvântul în acest, nu, scuzați, mai ceva. În afară de aceste chestiuni avem o chestie care e prima dată când se face și care este și cu atât inovativă. Atunci un așa zis fenomen sau eveniment care se cheamă read and screen. Am considerat că e foarte important să se vadă și ce scrie literatura despre acest război. Atunci am făcut un spațiu, Cremul la Mediaș, la Domnul Jacu, la clădirile domnistare din Mediaș, un spațiu închis în care pe pereți rulează în buclă imagini absolut inedite din război, făcute din fotografii vechi de arhivă, nu arhivă, nu filme de arhivă, fotografii de arhivă montate de noi în formă de film, iar în față una cu cinci actori foarte importanti în România, Iureș, Carabitru, Victoria Cociaș, Cotimanis, Leonț și Florin Piersic citesc bucăți de literatură în acest spațiu permanent în mișcare cinematografică. Este o inovație care sper să aibă și foarte mult succes, e prima dată când se face și cred că o să putem să o inovăm peste tot în lume, că nu s-a făcut niciodată. Așa sunt, ca să zic așa, noutățile noastre. Ca un festival să trăiască, să devină viabil, prima dată mi-a spus că e important prima ediție. A doua oară mi-a spus ce bă, trebuie să fie și a doua, ca să... A treia și acum lunea a fost aici, ce bă, și după 5 ediții poți să vorbești că un festival s-a stabilizat. Deci iată că ne aflăm la a 5-a ediție, pe mulți dintre noastră vă cunosc, v-am văzut la Mediaș, vă aștept din nou la Mediaș. Sigur, cei care n-ați fost sunteți primiți cu brațele deschise. Noi suntem mândri că suntem gazda unui asemenea eveniment. Eveniment care a crescut și crește de la an la an. Faptul că un film premiat la MECEF ia premiul Oscar vorbește foarte mult și vorbește mult despre seriozitatea organizatorilor, vorbește mult despre calitatea juriului care a simțit filmul și vorbește mult despre festivalul MECEF și implicit vorbește mult despre Mediaș. El s-a născut din dorința noastră de a crea evenimente în Mediaș, de a face evenimentul Mediașul cunoscut, de a duce lume în Mediaș. Sigur că sunt și alte evenimente în Mediaș, dar din punctul meu de vedere cel mai important eveniment este festivalul de film și a confirmat până acum că este evenimentul care aduce din ce în ce mai multă lume în media și din acest punct de vedere obiectivul meu este atins. Sigur că este și valoarea artistic-culturală, valoarea chiar științifică a acestui festival și nu putem decât să ne bucurăm că maestrul
Radu Gabrea, s-a supărat o Sighișoară și a venit la Mediaș. Că inițial trebuia să fie la Sighișoară. Vă așteptăm cu mult drag la Mediaș între 1 și 5 septembrie. Rolul nostru și sprijinul pe care l-am oferit în fiecare an festivalul de film este dublu. Pe de o parte este acela de a oferi vizitatorilor posibilitatea de a cunoaște aceste atracții turistice. Au devenit deja anuale, ca să spun așa, vizitele la castelul de la Jitvei și la Podgori. De asemenea, există posibilitatea vizitării câteva dintre bisericile sfântești fortificate sau vizitațiile de la Bierdan, de la Moșna. Dar în același timp ne dorim ca prin intermediul festivalului de film, organizând proiecții și în alte localități, nu doar în Mediaș, să ajutăm la ceea ce spunea și domnul Radu Gabrea, la diseminarea culturii cinematografice către marile masă. Printre evenimentele paralele vom avea și niște expoziții foarte interesante care vor avea loc tot la sediul ADI. Sunt expoziții pe care le avem bunăvoința Institutului Francez, a Fondului Cultural Austriac și a celor din Cluj, a Casei de Cultură de Cluj. Deci este vorba de expoziția Francezi și Români în Primul Război Mondial și expoziția Neliniștea dinaintea furtunii, paranteză, liniștea dinaintea furtunii, realizată expoziția cu sprijinul Forumului Cultural Austriac.